Mulțumim Domnului că este prezent aici. L-am simțit și vrem să rămână în continuare cu noi, slăvi să fie Domnul. Textul din seara aceasta, să știți că l-am citit de câteva ori și am ajuns la o concluzie. Pavel ne dă exemple aici despre sfaturi. El sfătuiește câteva categorii de oameni și din ce am citit aici, am stat și m-am gândit, oare noi, ca oameni, ce facem și cum facem când dăm sfaturi la alții? Aș vrea să vă spun că la toți, sau aproape la toți, ne place să dăm sfaturi în anumite privințe poate în anumite momente, la alții le place să dea sfaturi întotdeauna. Dar să știți că așa cum dăm sfaturi, de sfaturile noastre depinde, poate că viața aceasta și viața cealaltă a căruia la care dăm sfaturi. Apostolul Iacov în 3 cu 2 zice că cine că toți greșim în multe feluri și cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Aș vrea în scurte momente numai câteva lucruri să vedem despre sfaturi care le dăm la alții. Vreau să vă spun că sfatul pe care îl dăm la alții îl putem da de la învon. Vreau să vă spun că Dumnezeu sfătuiește prin proroci, Dumnezeu sfătuiește poate printr-o cântare, Dumnezeu sfătuiește printr-o poezie, Dumnezeu sfătuiește de la învon, sau putem să dăm sfaturi între patru ochi sau într-un grup. Sfatul este o povață, este o învățătură, este o îndrumare. Vreau să vă spun că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și vreau să citesc din Proverbe, din capitolul 6, Proverbe capitolul 6, cu versetul 23, Cuvântul Domnului spune așa că sfatul este o candelă. Și ce este candela, frați și surori? Candela este cu face lumină cu ulei. Pe vremuri se punea la morminte. Nici nu știu dacă candela e aceeași când se lua curentul în România și se aprindea, aprindea cu ulei lampa. Nu știu dacă e aceea sau nu. De este ceva primitiv, ceva de demult sfatul este ca o candelă, frați și surori. Și vreau să vă spun că lampa asta sau candela sau candela asta cu ulei trebuie să lumineze. Noi când dăm un sfat trebuie să luminăm pe cineva. Și cel mai mare sfătuitor ne prezintă Isaia în capitolul 11, cu versetul 1 și cu versetul 2. Au, zis ce zice cuvântul Domnului. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat. Acesta trebuie să fie sfătuitorul nostru principal. Domnul Iisus Hristos și cuvântul lui care ne-l-a lăsat să fie Domnul și la care avem acces liber încă și nu ne constrânge nimeni. Și îl găsim peste tot, frați și surori. Aș vrea să vedem apoi când trebuie să dăm un sfat. Îmi place să aplic cuvântul lui Dumnezeu practică, e ușor să vorbim în teorie, dar când ne ajungem la practică ne împotmolim. Aș vrea să vă spun că în primul rând trebuie să dăm un sfat când ni se cere. Sunt mulți oameni care să trezesc vorbind și dând sfaturi, dar nu li s-au cerut. Când, când ți se cere să dai un sfat, nu trebuie să te grăbești. Nu trebuie să te grăbești. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune înainte să dăm un sfat ce trebuie să facem. Roman 15 cu 14. În ce vă privește pe voi, fraților, spune Apostolul, eu însum sunt încredințați că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Adică ca să sfătuiești pe altul trebuie să fii plin de bunătate și plin de cunoștință. Dacă ești un om rău, nu da sfaturi la alții. Dacă sunt un om care n-am cunoștință, nu dau sfaturi la alții. Vreau să vă spun că dăm sfaturi când suntem calificați într-o anumită meserie. Sunt oameni care, ori personal, ori în grupuri, pun o întrebare. Frate, ce să fac la electric? Ce să fac cu trocul? Ce să fac cu uh, medicamentele? Și nu suntem calificați în meseria cu tare și ne dăm și noi cu părerea. Dacă nu suntem plini de cunoștință, cum zice aici Apostolul Roman 15 cu 14, trebuie să tăcem, frate și surori. Nu de puține ori am auzit oameni care dau sfaturi și mă gândeam, bă, dar ăsta e doctor? Bă, dar ăsta știe ceva de... Cum ar fi eu să mă duc la un trochi și să-i spun, auzi, bă, la trocul ăla trebuie să faci așa și așa, eu care habar n-am de mașini. Cum ar fi? Plin de cunoștință, frați și surori. Apoi, vreau să vă spun că dacă nu suntem plini de cunoștință, s-ar putea să avem experiență. Sunt oameni care ne cer sfaturi și când îi se cere, trebuie să le dăm, dacă am trecut pe acolo. Dacă n-am trecut pe acolo. Ce rost are să zică, apoi frate, dacă eu își trece pe acolo, oprește-te aici, că dacă n-ai trecut, n-ai din să știi. Și s-ar putea Dumnezeu să te îngăduie să treci pe acolo, sau să mă îngăduie să trec pe acolo și să văd că nu pot să fac așa cum am zis. Deci, dacă cineva îmi cere un sfat, în particular, sau într-un grup, dacă nu sunt calificat, nu-i nicio problemă. Dar dacă am trecut pe acolo, pot să vorbesc prin experiență. Unii vorbesc și spun, auzi frate, eu am auzit că fratele meu sau cineva o trecut pe acolo și uite așa i s-a întâmplat. Lasă acolo, frate și surori. Știți cum este omul? Fără să vrei, mai adaugă un cuvânt, mai adaugă o literă, mai scote o virgulă și iese exact ce nu trebuie, pe dos. Dacă n-am trecut prin experiența aia, lăsați-l pe omul ăla în pace. Apoi, aș vrea să vă spun că plin de cunoștință, aici nu se referă numai la cunoștința pământească, se referă și la cunoștința dumnezeiască. Sunt oameni din lume sau din biserică care au tot felul de întrebări. Printre tineri, printre vârstnici, apar tot felul de probleme care Biblia nu dă răspunsul direct. Și poate vine la tine sau vine la mine și mă întreabă, frate, ce să fac în situația asta? Colosen 3 cu 16 ne spune cuvântul Domnului așa. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu locuiește în noi, și ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în noi? În primul rând să-l știm și în al doilea rând să-l practicăm. Când cunoști cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu ți-l descoperă și e stăpân pe el, frate și soră, când trăiești cuvântul lui Dumnezeu, atunci ești în stare și ai voie să dai sfat la alții din Biblie. Dar nu la toți cuvântul lui Dumnezeu ni se descoperă la fel, ci în același timp. Sunt exemplu mulți care dau sfaturi din Apocalipsa. Cred că cartea Apocalipse este cea mai necunoscută carte și cea mai neînțeleasă carte de noi sau de cei mai mulți. Nu la toți Dumnezeu li s au descoperit. Sunt frați care vin și te întreabă din, 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 Scriptură, frate și soră, și trebuie să-i dai răspunsul din Scriptură și și cu verset. Aici nu, nu, ne dăm cu părerile noastre. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug în... Și când locuiește din belșug în noi, știm ce vorbim și avem dreptul să vorbim. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu locuiește din belșug în mine și în tine, nici nu știi și nici n-ai voie să vorbești. Daniel 4 cu 27, Daniel vorbește împăratului. Îmi place așa de mult versetul ăsta și vreau să vi-l citesc. Uitați-vă la Daniel, omul lui Dumnezeu, ce îi spune împăratului. Capitolul 4 cu versetul 27. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. rupi o cu nelegerile tale și ai milă de cei nenorociți și poate ți se va prelungi fericirea. Un predicator extraordinar. Dar ca să spui cuvintele acestea trebuie să le cunoști. Ca să spui cuvintele acestea trebuie să le trăiești. Ca să spui cuvintele acestea trebuie cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din beșug în mine și în tine, slăviți să fie domnul. Dacă ți se cere să dai un sfat și te califici, sau ai experiență, sau cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dă-l frate și soră. Sunt oameni care nu se coboră și zice, a, păi prea simplă problema asta, nici nu mi se, nici nu mi se merită să-mi deschid gura. A, păi am trecut și eu pe acolo cu 20 de ani, lasă să treacă și alții. Nu, fratele meu. Să știți că sunt oameni și am întâlnit, că nu vorbesc degeaba aici, am întâlnit oameni care nu au vrut să dea sfaturi și au trecut pe acolo și poate ajuta pe cineva. Suntem datori înaintea lui Dumnezeu să dăm sfaturi la cei ce ni le cer. Apoi aș vrea să vă spun că mai trebuie să dăm sfaturi chiar dacă nu ni se cer. Câteodată trebuie să sfătuim chiar dacă nu ni se cere. Și știți când trebuie. Când avem autoritate sub noi, când suntem autoritatea cuiva. De exemplu, ca părinți, trebuie să dăm sfaturi copiilor noștri. Nu întotdeauna copiii ne cer sfaturi. Dar dacă vedem că copiii noștri cad pe cale, o iau la stânga, o iau la dreapta, trebuie să-i sfătuim frați și surori. Nu fiți prea ocupați să vă sfătuiți copiii. Nu fiți prea îngânfați să vă sfătuiți copiii. Dar sfătuiți cu blândețe și cu bunătate. Așa cum ne sfătuim copiii, să știți, așa-i avem. Rugăciunea nu-i de ajuns. De multe ori un sfat, i am văzut la copiii mei, nici măcar nu m-am gândit că un sfat poate să-i facă atâta bucurie sau atâta. Un... Mi s-a părut un lucru banal. când vedem copiii noștri că o iau pe drumul rele, frați și surori, că ascultă muzică care nu trebuie, că să uită la ce nu trebuie, că uh, trimit uh, text message și le verificăm din când în când, că ne a dat Dumnezeu înțelepciune și știm cum, și, și trimit poate poze sau, nu știu, frați și surori, când vedem copiii noștri, noi suntem datori înaintea lui Dumnezeu să ne creștem copiii și asta e una dintre ele, să-i sfătuim. Dacă ai să-i sfătuim bine, trebuie să îi verificăm. Și când îi iau la stânga sau la dreapta, cu blândețe. Trebuie să-i sfătuim. Apoi, cei din conducerea unei biserici trebuie să sfătuiască pe membrii bisericii. Poate că de la învon, poate că între patru ochi, poate că de multe ori sfatul ni se pare ca o mustrare, poate că altădată sfatul ni se pare ca o, nu știu, poruncă. Poate nu ni se pare bun. Frați și surori, Biblia scrie că cei din conducere priveghează asupra sufletelor noastre. Ei au autoritate spirituală asupra noastră. Și chiar dacă nu le cerem noi sfat, dacă văd că n-am predicat bine, și mie mi s-au dat sfaturi. Ce credeți? Că la toți le place cum predic? Credeți că la toți le place? O venit la mine și mi-au spus una și alta. Am plecat capul, am tăcut din gură, de cele mai multe ori. Bine era dacă tăceam întotdeauna. Dar cei care au autoritate spirituală peste noi, nu trebuie să le cerem întotdeauna sfaturi, că vin ei și ni le dau. Dar să pune întrebarea, dar noi cei din biserică putem să dăm sfaturi la cei uh, din conducerea bisericii. Și am place că Biblia ne dă răspuns și la lucrul acesta, că sunt mulți care, cred că sunt mulți, care se duc la frații păstori și la frații prezbiteri și ce auzi, n-ai făcut așa bine, treia să faci invers. Uitați ce zice 1 Petru, capitolul 5 cu versetul 1. Sfătuiesc pe prezbiteri dintre, dintre voi, eu, care sunt un prezbiter, Petru, prezbiter. El sfătuiește pe prezbiteri. Prezbiteri între ei se pot sfătui. Păstori între ei se pot sfătui. Acum, eu nu zic că un membru din biserică nu poate să meargă la un frate din conducere și să îi sugereze ceva, dar nu să-l sfătuiască. Când îl sfătuiești, ești așa mai autoritar, nu fraților. Nu fiți obraznici cu cei din conducere cu bunătate, zice cuvântul lui Dumnezeu. Cu zmerenie, frați și surori. Frate, eu cred că așa mai bine, poate greșesc. Ce frumos e să ne zmerim când vorbim cu cineva. Urma nu cu cei din conducere, cu oricine. Petru, care era prezbiter, îi sfătuia pe ceilalți prezbiteri. În al treilea rând, frați și surori, atunci când dăm un sfat, trebuie să urmărim un singur scop. Scopul celui la care îi dăm sfatul. Nu scopul nostru. Să știți că sunt oameni care dau sfaturi și să urmăresc scopul lor. Sunt oameni care îi ia gura pe dinainte și dacă cineva într-un grup întreabă ceva, ei întotdeauna sunt primii care răspund. Și dacă știu, și dacă nu știu. Sunt oamenii care vor să pară că știu tot, oamenii care vor să pară inteligenți. Nu căuta scopul tău când ai un sfat. Că dacă vorbești mult, nu impresionezi pe oamenii lui Dumnezeu. Dacă vorbești mult undeva, nu impresionezi pe oamenii lui Dumnezeu, numai pe cei din lume. Sau pe cei care sunt cu lumea. Trebuie să urmărim folosul altuia. Uitați ce zice 2 Corinteni 8 cu 10. 2 Corinteni 8 cu 10. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos vouă. Postul Pavel le dă un sfat și sfatul este de folos frați și surori. Au fost oameni pe paginile Sfintelor Scripturi care au dat sfaturi rele. În Ezechiel 11 cu 1 și cu 2 spune că s-au adunat uh, niște oameni acolo și au sfătuit ca să dea sfaturi rele. Dacă vă aduceți aminte în Genesa, în capitolul 27, Rebecca stă de vorbă cu Iacov și când aude că Isaac vrea să-i dea binecuvântarea la Esau, ce face Rebecca? Să duce la Iacov și spune, auzi, du-te și fasta, și fasta, și fasta. Și dă un sfat rău la Iacov. Iacov trebuie să mintă. Întreabă tatăl, tu ești sau? Și el zice, da. Părinți, nu dați sfaturi rele la copii. Frați și surori, întotdeauna sfatul da trebuie să fie de un folos bun. Dacă nu cauți folosul altuia, nu vorbi, n-are rost să sfătuim pe cineva și să ajungă rău. Să vorbi aici de milă. Sunt oameni care sfătuiesc pe alții cu intenții rele. Și vreau Dumnezeu să ne ierte de așa ceva și să ne ajute să ne pocăim. Dacă n-ai o intenție bună când dai un sfat la cineva, lasă-l acolo. Nu ne pe un om. Apoi aș vrea să vă spun că toate sfaturile care le dăm trebuie să ne uităm la mântuirea omului. Niciodată să nu dăm un sfat prin care să-l nenorocim pe un om și să-și piardă mântuirea. S-ar putea sfaturile care le dăm să fie bune, dar să fie într-un timp rău. V-am mai spus eu dată, imediat după Revoluție, dacă nu chiar pe Revoluție, tatăl meu avea un trabant, o mașină foarte rea. Și prin cartier împingeam la el să pornească. Și la un moment dat un frate de la noi din biserică, doctor, ne vede și îl teabă pe tata, ce da dracu, te-o pus să-ți trabant. și surori, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Haideți să căutăm folosul altuia, cum scrie în Biblie, când vrem să dăm sfaturi. Pentru că noi dăm sfaturi, vrem să ridicăm pe cineva. De-aia scrie Galatea, noi care suntem duhovnicești, ridicăm pe aia care au căzut. În ultimul rând, aș vrea să ne uităm la ce facem cu un sfat pe care l-am primit. Nu de puține ori, poate, toți avem nevoie de sfaturi. Și sunt oameni care ne dau din diferite domenii. Și aș vrea să vă spun că dacă am cerut sfatul de la cineva, să știți că sunt oameni disperați care cer sfatul de la toată lumea. Când ești disperat, ești vulnerabil. Când ești disperat de o problemă, nu mai gândești. Cer sfatul și în stânga și în dreapta. Și aș vrea să vă spun că atunci când cerem un sfat, trebuie să-l cercetăm foarte atent. Pentru că s-ar putea omul care mi-a dat sfatul să nu cunoască Cuvântul lui Dumnezeu. Să creadă că-l cunoaște, dar să nu-l cunoască Cuvântul lui Dumnezeu. Omul care mi-a dat sfatul s-ar putea să nu mi-l fi dat din experiența lui sau a ei, să mi-l fi dat din experiența altuia. Întotdeauna sfatul pe care îl primesc frați și surori trebuie cercetat. Pentru că de un singur sfat poate să atârne mântuirea mea sau a altuia. Dacă n-am cerut sfatul și cineva ni l-a dat, aș vrea să vă spun că nu trebuie să îl nesocotim. De cele mai multe ori cred că sfaturile sunt date cu intenții bune. Și chiar dacă n-am cerut un sfat, trebuie să nu-l ne socotim. Să, săm și să ne gândim, chiar dacă suntem supărați, chiar dacă suntem nervoși, pe moment, să ne gândim, mă, nu să ne gândim, ce are omul ăla cu mine? Cineva îți dă un sfat. Să știți că sfaturile în ziua de astăzi, spământe sau spirituale, sfaturile bune, sunt foarte importante. Sfaturile te pot scăpa de boli, sfaturile te pot scăpa de, 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 păcate care poate vrei să le faci. Sfaturile bune, bineînțeles. Dacă cineva îți dă un sfat, nu ne socoti. Nu te gândi, o lasă și pe ăla. Nu, nu, nu. Lasă să treacă poate o zi, două, până te liniștești. Și apoi gândește-te la ce a spus omul ăla. Și cercetează-l cu Scriptura. În textul nostru, Pavel îmi place că dă sfaturi la multe categorii de oameni. Nu se uită că le-ați văduve, nu se uită că le-ați femei tinere nemăritate, nu. Așa trebuie să facem și noi, fraților. Dacă suntem, suntem capabili și suntem în cunoștință să dăm sfaturi, să dăm sfaturi la toți, ca Apostolul Pavel, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute să înțelegem, frații și surori, că sfaturile trebuie date în cunoștință. Cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne fie milă de cei la care dăm sfaturi. Să ne fie milă că s-ar putea cu sfatul nostru să ne norocim pe cineva. S-ar putea cu, 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 cu sfatul nostru să-și piardă mântuirea, nu numai viața asta. Când mergem acasă, aș vrea să ne cercetăm și să ne gândim oare ce sfaturi dau eu la cei care mă întreabă. Sau dau sfaturi, chiar dacă nu mă întreabă cineva și ar trebui să dau sfaturi. Sau poate că dau sfaturi și ar trebui să tac. Este foarte important cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să ne cercetăm în seara aceasta. Amin.